Bună ziua, bună ziua, bună ziua la toți, bună ziua care ați venit astăzi, stărilor la noi bine. 1, 2, 3 și știți cum era. Bună ziua, bună ziua la toți care sunteți astăzi aici, 7 mai 2020, pe Radio Info Diaspora, la un pahar de vorbă cu Diaspora. Cine dorește, este un link aici jos în descriere și poate să intre cu noi în streaming, putem să vorbim, putem să discutăm despre diverse situații. Și emisiunea se cheamă La un pahar de vorbă cu Diaspora. Deci putem să vorbim, putem să discutăm și să dialogăm între noi, da? Într-un mod civilizat, bineînțeles. Se aude perfect. Elena Vlad, bună seara, bună seara. Salutare de la Vâlcea, ne spune și Sorina Lina, Mădălina. Bună, ne spune, bună seara, bună seara, se aude perfect. Se aude perfect, mulțumim, mulțumim. Bună și bine v-am găsit, pupici, ne spune și Rodi Rodica. Iulian, ce faci bun? Ce să fac? Încerc să discut cu voi. Nu uitați că este un link aici jos în descriere. Cine dorește să intre în streaming live cu noi, poate să intre. În modul ăsta putem să discutăm, putem să dialogăm. Sorina, un sincer și la mulți ani, sănătate, fericire, bucurii, împlinire să-ți emele Alina, Mădălina, cu ocazia zilele 40 de ani. Da, da, un mesaj foarte, foarte frumos la împlinirea unei frumoase vârste, 42 de ani. Ion ne spune, prietene, pune o muzică de suflet în seara asta. Deci Ioane, începând cu orele 17 în fiecare zi, suntem aici doar la un pahar de vorbă. Începând cu orele 20-30, ora Italiei, vom fi cu muzică bună pentru toate gusturile voastre, da? Iauzi, bună seara, Piatra Nanțu, vă salută, să rămână numai bine, Cipriane, să trăiești numai bine. Da, Ana Florentina, bună Pepe, bună și ție, Alina Angelo. Da, dacă dorește cineva să intre în streaming live cu mine aici, este un link în descriere unde poate să intre să dialogăm. DJ, care e treaba? Mai la nord de Napoli. Care să fie? Exact ca la Napoli, cred că aceeași situație, da? Nu cred că este vreo diferență. Tot în Italia suntem, deci Napoli, Italia, Napoli, Italia, Napoli, Roma, cât este, în 200 de kilometri, dacă nu mă înșel. Am fost doar la Napoli. Prima dată, chiar cum am intrat în Napoli, m-au întâmpinat imediat carabinieri. Deci, exact când se intră în Napoli, imediat m-au tras pe dreapta. Asta a fost experiența mea că prima dată când am fost la Napoli. Ok. Salutări, dragilor. Salutări, DJ. Mulțumim, mulțumim, Sorina Elena Danciu. Astăzi sper că nu-ți vopsești părul. Poți să urci aici pe live și să discutăm, da? Pot să intre până la 6 persoane, da? M-am informat bine, deci putem să intrăm 6 persoane să discutăm împreună. Bună seara, îi spunem și lui Marilena. Bună, Marilena, bună, bună. Nu uitați să distribuiți, da? Dacă distribuiți în modul ăsta vom fi mai mulți, nu uitați să dați un like, bineînțeles, o inimioară, știți cum este, share și like. Așa, te aștept, DJ, când mulțumesc, Iulian Petrică, ești un scump. Nu uita că în fiecare seară, începând cu orele 20-30 ora Italiei, suntem aici în streaming live și încercăm să fim pe placul vostru, adică să punem melodiile voastre preferate, da? Salutare. Salutare. Ai fost și cu noi la Dispoli. Salutare, ai fost și cu noi la Dispoli. Da, la Napoli era vorba, mare Ioni. Dacă nu mă înșel, am fost odată și cu voi, cu Cătălin am fost odată la Napoli. Scuze, Napoli. Da. La Napoli, da, chiar am fost odată și cu voi la Napoli. Bravo, uite, vezi? Persoane cu care am fost la Napoli. Mă, ce mică e lumea asta, da, perfect, cum să nu. Salut DJ, bună seara tuturor, ne spune și Adrian Baciu. Adrian Baciu, cred că ai rezolvat problema cu link-ul și poți să intri și tu, da, în streaming online.
Auzi, pui tot timpul, ești doar că dorm ascultându-te. Da, super! Mulțumim, mulțumim, Ilian! Da, încercăm să punem muzică pentru toate gusturile. Nu uitați să distribuiți, să fim mai mulți aici, să fim mai... Și, bineînțeles, nu uitați să dați un like la pagina noastră de Facebook, pentru că doar de acolo reușim să vedem ce scrieți, da? Deci, dacă sunteți pe alte grupuri, intrați pe pagina noastră de Facebook și de acolo reușiți să ne scrieți și noi, bineînțeles, să vedem mesajele voastre. Bună seara tuturor, ne spune și Georgeta. Ciao. Știți cum era? Bună, bună, bună. Să vedem cine are curajul să intre în streaming aici. Știți cum era? Bă, urcă că nu mușcă mireasa. Da, de multe ori se întâmplă că... Deci când faci un serviciu foto, măcar de personajul care este principal, adică mireasa, mirele sau așa, invitații mei, dar nu se apropie de mireasa, nu stau mai departe. Și zic, bă, stai mai lângă mireasa, pentru că păstrează o anumită distanță, bă, nu-i coronavirus. Și le zic, bă, mir mai aproape lângă de mireasa, că nu mușcă. Da. Ceau, DJ, numai bine, numai bine. Păi de atunci nici n-am mai fost. Ați fost cu mine la Napoli. Oh, super, vedeți? Deci datorită mie ați văzut și Napoli. Oh. Bună seara, spunem și lui Oana Maria. Bună seara, Oana. Nu uitați cine dorește, este un link aici jos în descriere și poate să intre direct să discutăm, să vorbim. Cine dorește să intre în streaming live cu noi, este binevenit, da? Bineînțeles, puteți să intrați, să discutăm, să vorbim despre orice. Glume, bancuri, chestii utile, pentru că de asta și se cheamă această inițiativă, la un pahar de vorbă cu diaspora. Sperăm să... Bună seara tuturor, o seară plăcută, mulțumim, mulțumim. Virginia, bună seara, o seară plăcută, DJ Pepe, mulțumesc, să rămână, stimată doamnă. Da, nu are nimic curat să intre în seara asta aici. Suntem 37 de ochișori aici, îi salutăm pe toți. De unde ne ascultați, dacă tot ne ascultați? Dacă sunteți pe alte grupuri, nu uitați să intrați pe pagina noastră, pentru că așa veți reuși să scrieți și noi, bineînțeles, să vedem. Pentru că de multe ori am văzut că foarte mult scriu, și dar sunt pe alte grupuri. Dar nu mă auzi, nu-mi răspund, dar de ce nu-mi dai dedicația? Mai știe mult dedicația și la fine sunt pe alte grupuri sau pe alte pagini. Da, la un pahar de vin, la un pahar de bere sau de vin. Eu am scris la un pahar de vorbă, deci nu confunda... Pepsi cu Coca-Cola, da? Hai cu un share, ne spune și Ilian. Mulțumim, ești un scump. Da. Iauzi, Lenuța din Arad. Wow, super. Super și Arad, da? Este un oraș chiar foarte, foarte frumos. Din Padova, Georgeta. Ciocan, Dana, Oana, Maria, zice, din Anglia, vă ascult cu drag. Mulțumim, mulțumim, să rămână. Nu uitați că este un link aici unde puteți să intrați, da? Este simplu, copiați link-ul, mergeți în Google și acolo sus îl copiați în browser, sus, da? Este chiar atât foarte, foarte simplu. Bineînțeles, cine dorește să intre aici în streaming cu noi. Da, ne spune Marian, bună seara, Mariane! Da, Alina Angelo, da, Verona, da. Cum este la Verona? Plouă? Am înțeles că ușor, ușor se va da drumul și cu granițele, cu toate astea. De pe data de 15 se va da drumul cu avioanele, deci se vor putea se deschide aeroporturile, da? Vineri 15, da? Mai. Intru peste o jumătate de oră. Da, este bine. Merg să plătesc chiria. Da, plătește și pentru mine, să rămână. Cam și eu două luni de plătite.
Da, Ciprian, Ciprian, Piatra Neamț, wow, super. Am avut acum 2 ani de zile trainus la Piatra Neamț și am trecut o nuntă la Piatra Neamț. Da, da, ceva mai... E bine, iauzi, și ne spune și Alina Angelu că este cald și nu plouă nici la Verona. Frumos. Așa. În fiecare zi vă ascult cu drag. Arat și vă aștept să ne vedem. Să rămână Lenuța, numai bine. Îmi face deosebită plăcere că intrați în fiecare zi pe Radio Info Diaspora începând cu orele 20:30 ora Italiei. Adică ar fi 21:30, cred că, ora României. Da, cam așa, da. Cam așa, îi așa. Și cât de curând, bineînțeles, să avem nevoie și de sprijinul vostru, vom avea și o aplicație pe telefon. Deci vom transmite 24 de ore din 24. Sorina Elena Danciu, deci trimite link-ul. Ia de aici că n-ai servici. Link-ul este jos în descriere. Haideți că mai scriu o dată. Ok. Vezi că l-am actualizat. Acum încă o dată Sorina Elena Danciu. Și poți să intri. Da, da, da. Să fie bine contrastat, este bine, tot absolut. Ok, să vedem cine e cu noi. Am trimis link-ul. Exact, de ziua mea de drumul. Este ziua ta, mare chef acolo la Verona. Venim tot Radio Info Diaspora. Nu știu dacă mai știți tipa aia de 12 ani la Timișoara care a pus că își face ziua online. Ea avea o căsuță micuță și... Da, a venit cineva la mine. Managea! Mă duc să văd cine este. O secundă, da? Rămâneți aici. Virginia, happy birthday to you, Alina. Happy birthday to you. Da, 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 să fie pentru toată lumea, da? Da, este bine, suntem aici. Haideți să vedem cine e Hoții Managea. Da, îi spunem și lui Ramona o seară frumoasă. Și ție la fel, Ramona, îți dorim o seară cât mai frumoasă. Și numai bine, multă sănătate tuturor. Mă refeream la link-ul de chirie. Da, dacă dorește cineva să ne susțină, este bine, mă poate contacta și în privat dacă dorește să susțină proiectul Radio Info Diaspora. Avem nevoie și de susținerea voastră. Ușor lucrăm la aplicație, vom cumpăra un site internet, deci un website, adică îl voi face de la zero. Vom avea un site dedicat pentru radio și, bineînțeles, o aplicație de telefon unde vom putea să asculta cu toții muzică 24 de ore din 24. Exact, mergem așa, este bine. Cine e cu noi, strigă? Cine mai este cu noi? Cine mai distribuie? Haideți să fim cu toții aici și să ne simțim bine alături de voi. Puneți întrebări, vreau să, dacă aveți... Iauzi, la mulți ani, fericiți Alina și de la Georgeta. Bă, dacă spuneam că ziua mea, aruncau toți cu flori, cu vodka, cu Iulian dădea o bere. Dar când e vorba de Alina, toți la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Bă, ce... N-ai ce să faci, asta e viața, femeile au prioritate. Da, da, da. Salutări din Buftea, Mihaela Dobre, să trăiești și tu și salutăm toți românii de acolo din Buftea. Georgi, mulțumesc din inimă. Da, nu uitați că este un link aici jos în descriere dacă doriți să intrați în streaming cu noi. Este foarte simplu. Intri și dai un... Deci copii link-ul, copii deschizi browser, deschizi Google-ul,
îl copii sus în bară, sus acolo la Google, după care scrii numele și ești în streaming aici cu DJ Pepe. 30 de ani și ore, auzi, pe data de 15 este ziua mea. Wow, super, super show! La mulți ani, la mulți ani doar, la mine mai este, ziua mea este pe 26 septembrie. Uite că ați aflat și ziua mea. Dar important este să fim sănătoși și să ajungem cu bine, nu? Invidios e DJ-ul nostru, of. Nu sunt invidios, de ce? La mulți ani la toți care sărbătoresc zilele. Viorica Simion, salutări din Italia, multă sănătate și ție, Viorica Simion, și noi transmitem de aici, de la Roma, din inima Italiei, transmitem pentru voi toți în fiecare seară, începând cu orele 20:30. Iulia zice, vreau tort, ți s-a făcut de așa poftă de tort. Ne spune și Munteană, da. Să urce sus, domnișoara Alina, și să-i cântăm la mulți ani trăiască. Pe data de 15 este ziua ei, nu astăzi, dar poate să urce sus, cum să nu. Este binevenită și bineînțeles cine dorește poate să urce aici în streaming, să discutăm, să dialogăm. Glumesc că trebuie să glumim. Da, clar, suntem la un pahar de vorbă și se glumește, cum să nu. Ignat Vasilic, salutări din Dobrogea pentru familia Ignat Marian, o melodie de suflet. În seara asta, începând cu ora 20:30 ora Italiei, adică 21:30 ora României, vom avea muzică. Acum suntem la un pahar de vorbă, domnul Ignat Vasilică sau Vasilica, pentru că nu se știe dacă e Ă sau A. Iubita, mulțumesc, dar mănânc acum poate peste jumătate de oră, da? Ce pot să vă spun? Să aveți grijă de voi, multă sănătate și cine dorește să urce sus în streaming, să vorbim de toate pentru toți, dacă aveți un subiect. Bună seara la toată lumea, ne spune și Mario. Bună seara, Mario, multă sănătate și ție. Și de unde ne asculți, Mario? De unde ne ascultați, scumpii noștri bombonei? În modul ăsta vom ști și noi. Să fie pentru voi toți. Nu uitați că în fiecare zi, începând cu orele 17, intrăm aici în streaming live la un pahar de vorbă cu diaspora. Așa m-am gândit, așa mi-a venit spontan numele și așa am și dat numele la emisiune, la un pahar de vorbă. Să fie pentru voi. Da. Ani frumoși. Să te faci cinste, Alina. Da. 30 de ani. Wow. Chiar că sunt super. Iați că eram tânăr fecior. Bună seara, spunem și lui Daniela Dana. Să rămână, stimată doamnă, un ascultător aici, o ascultătoare desăvârșită, o ascultătoare care mereu este prezentă aici cu noi când transmitem și mulțumim din suflet că ne urmărește. Da, mare zice din Italia. Wow, super! Și noi tot din Italia transmitem de la Roma. Sperăm când se va termina această pandemie, această criză, acest virus, să facem o horă mare, știți cum, ca în 1600, o horă cu 2-3 mii de persoane. Într-un parc vom organiza, cred că, un mare eveniment. Eu organizez, ușor. Vedem când se va elibera totul. Sperăm să fie până în august. În modul ăsta vom ajunge să ne simțim români. George, credeam așa, sper și acum. Da. Bună dimineața pentru mine. O zi, bună ziua pentru voi. Mulțumim, Mirela. O zi, bună dimineața și ție, da? Dacă tot e dimineața la tine. Uite, Gheorghiță Robu ne spune bună seara, deci știți cum este. Dimineața au zis că pentru fiecare este 3 ore din momentul în care te trezești. Deci, da, vă aștept cu toți așa să fac cinste lui Alina pe data de 15 la mare. Yo, yes. Da.
O ascultătoare fidelă, da, 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 cum să nu mulțumim, mulțumim, Daniela Dana, într-adevăr, tu ești mereu prezentă. Te ascult cu o bere la masă, wow, mai bine nu spunea că mi-ai făcut sete, zău, nu-i bine. Nu-i bine că ai spus, o să fiu aici, la ora 21 în direct, la ora 21.30 ora României, ora 20.30 ora Italiei. Da, și Mirela ne spune, păi dacă abia m-am trezit, da, exact, așa se spune, că din momentul de când te trezești, 3 ore este dimineață, după aia este bună ziua, toată ziua. Bună seara, ne spune și Maria Cocuț, așa, organizez, puteți, dacă puteți, la Prahova, în Prato. Voi organiza la Roma, pentru că eu sunt la Roma, Marinela. La Roma se va organiza această întâlnire cu toți românii, cu toți care sunt pe Radio Info Diaspora și nu numai. Care vor să vină, vom încerca să fim cât mai mulți. Va fi cu siguranță într-o duminică, la prânz. În modul ăsta vom putea să fim toți. Vinem ce facem, poate vom avea și câteva formații, poate vom face poate un show super, super, ceva de caritate, adică să ajutăm pe cineva dintre noi care vor avea nevoie. Gândesc acum, gândesc proiectul cum va fi. De așa am vorbit cu câteva formații care au zis că dacă organizez un show, adică organizat de Radio Info Diaspora, ei vor veni, adică mă susțin, adică vor veni să cânte, adică din plăcere, da? Din suflet pentru suflete. Pentru că așa se va chema și show-ul, din suflet pentru suflete, pentru voi toți. Maria Cucuț, când se va termina cu această pandemie? Bineînțeles, va fi publicat cum sunt terminate toate reglementările, deci după ce se vor ridica toate restricțiile, vom anunța și noi aici, vom organiza exact, pentru că nu are rost să vorbim de înainte ce vom face, pentru că nu știm când se vor ridica toate restricțiile pentru a putea face show-uri, da? Deci să ne întâlnim mai multe persoane. Sperăm cât mai rapid, adică cât se poate de repede, prima posibil. Da, vă bubăcesc pe toți, ne spune și Virginia, numai bine, numai bine. Bună ziua, ne spune și Dorina Dascălu, Dorina Dascălu, Dorina Florentina. Bă, 4-1, este bine. Wow, yes, all right. Da, sperăm, da, Sorina Elena Danciu, zic că nu te aud, DJ, te cred și eu, ai plătit chiria, nu mai mă auzi, gata. Sperăm să organizăm un show cât se poate de frumos aici la Roma. Cu formații de muzică, cu voie bună, va fi un show organizat de Radio Info Diaspora. Acum decurgem toate, dar prima de toate trebuie să fim liberi, să putem, adică, organiza acest show. Nu are nimeni curaj să intre aici în streaming, scuze. Da, am înțeles, este de la căști. Da, este un link aici jos în descriere, dacă doriți să intrați în streaming cu mine, da? Puteți să intrați și să puneți întrebări la care aș putea să răspund. Ce să zic? Aștept întrebările voastre. O seară frumoasă tuturor românilor din țară și de peste hotare, aici cu Radio Info Diaspora. Vă salut cu drag din Sicilia. Mulțumim, mulțumim, Mirela. Să rămână. Da. Seară frumoasă. Dacă, ce pot să spun? Aveți grijă de voi. Multă, multă sănătate. Dacă nu vrea nimeni să... Da, iau, câte grade sunt la Roma? Nu știu câte grade, dar e cald, e frumos. Este soare, a fost o zi extraordinară astăzi afară.
Salutăm, salutăm! Nu uitați să dați un like, bineînțeles, și să... Nu uitați să dați un like și o distribuire. În modul ăsta vom fi mai mulți. În fiecare seară, începând cu orele 17 ora Italiei, vom fi aici la un par de vorbă cu diaspora. După care, începând cu orele 20-30, vorbim mereu de ora Italiei, adică ora 21-30, vom intra în streaming live cu muzică de petrecere. Vă salut din Germania, o seară frumoasă, ne spune și Marius. Bună seara, Marius! Stai acolo, sunt... Stai acolo că intru în casă. Da. Stai că intru, așteaptă. Ok, perfect. Ioni ne spune aici, fain aici, e frig, însă dăm drumul la încălzire. Voi sunteți la Sibiu, de câte am înțeles, nu? S-au deschis școlile, încă nu, de câte am înțeles, de pe data de 15 se deschid aeroporturile. De pe data din 1 iunie vor fi deschise restaurantele, dar vor avea oricum un program restricționat, adică nu vor putea face petreceri, deci vor avea cu număr anumit de persoane sau ceva în genul. Pentru că ar fi trebuit pe data de 7 la ora 13 să transmitem live de la un restaurant, dar nu ne permite legile, deci nu suntem în... nu se dă voie. Așa că nu putem să transmitem pe data de 7 de la restaurant. Ce să vă zic? Aștept să vă salut din Maramureș, din zona Sibiului, zona de munte. Wow, frumos, aer curat acolo. Vă salut din Maramureș, ne spune și Delia Borobei, bună, bună, Delia, multă sănătate acolo la toți maramureșenii. Bă, băi, lăsa acolo o pălincă. Iui, bună tare. Da. Ce să vă zic? Taram, tatam, tam, tam. Aștept întrebările voastre, aștept să scrieți, aștept dacă doriți să intrați în streaming cu noi. Este un link aici în descriere și puteți să intrați în streaming cu noi. Bineînțeles, ne puteți găsi și pe YouTube, da? La canalul nostru Eurovlog, unde public zilnic video și ne puteți găsi acolo, vă puteți înscrie și puteți să dați un like și la canalul nostru de YouTube, nu? În modul ăsta veți fi mereu în pas, știți cum, veți fi în trend, veți ști tot ce facem. Da, avem, te invităm la o pălincă bună, să rămână. Bă, anul trecut am trecut prin Maramureș, pentru că am un prieten drag de acolo și mi-a dat tot așa niște pălincă. Bă, și la vamă m-au oprit și mi-au luat zane, vreo 20 de euro, nu mă lăsau să trec. Asta e viața. Adică ori lași pălinca, ori... Și le-am dat și lor acolo, știi? Na, că cred că erau sătui de pălincă. Da. Da, și ne spunea, ar merge un purțeluș la rătăsăr. Oho, și așa, și cu o gașcă bună, o muzică de calitate. Perfect, cum să nu. Da, dacă doriți să intrați cu noi în streaming, vă aștept să discutăm despre orice. Bună seara, spunem și lui Gina. Bună seara, Gina. Da, am pus și link-ul la canalul de YouTube dacă doriți să vă înscrieți și pe YouTube. Muzică nu bagi, muzică începând cu orele 20-30 în seara asta. Acum stăm la un pahar de vorbă, așa se cheamă și emisiunea, la un pahar de vorbă cu diaspora. Deci discutăm despre tot, despre tot și despre toate. Știți cum era? Șaorma cu de toate. Discutăm despre... Da, Alex. Salutare! Da. A dat să intre, dar i-a fost frică. Am vrut să spun că nu mușc.
și poate să intre. Este bine acolo la voi, totul bine? Alex ne spune, boss, nu mai bine. Da, puteți să intrați și fără cameră dacă doriți. Fără cameră, cu siguranță este și opțiunea fără web, adică dezactivați camera și intrați doar să vă auziți. Aș aștepta să intre cineva cu mine în streaming online aici, dacă nu voi încheia și această emisiune de astăzi, pentru că durata este nu merge netul, da. Nu merge netul la noi aici, ne spune și Alex. Ce vă să zic? Aștept întrebările voastre, să vă răspund la întrebări. Sperăm că sunteți sănătoși, că sunteți bine, că ați trecut această carantină cu bine și că sunteți sănătoși. Pentru că asta este cel mai important, pentru că cred că ușor, ușor ne vom reveni la normal. Da. Cred că o să închei aici, pentru că nimeni nu întreabă nimic. În seara asta, începând cu orele 20:30, vom fi în streaming live pe Facebook. Deci de la 20:30, ora Italiei. Nu uitați să dați un like la pagina noastră de Facebook, un follower, adică un urmăritor. În modul ăsta veți reuși să fiți mereu anunțați cu o notifică pe telefon, pe device, când... Stați așa că este Alex. Salutare, salutare lume! Salut, salut Alex! Bine ai venit aici în streaming pe Radio Info Diaspora. De unde ne asculti mai de precis, Alex? Alo, Alex, da. Da, vă aud, dar nu bine, nu merge net. Da, cred că ești într-o zonă unde internetul este un pic mai slab. Zic, de unde ne asculti mai precis? Din Slobozia. Din Slobozia. Bravo, bravo. Ia lumea. Da. Cum ai trecut această carantină? Acasă, familia. Foarte bine, bravo, bravo. Nu ai ieșit cu bicicleta, nu? Nu, cu mașina. Bravo. Cum este, ce se aude în Slobozia? Este în izolare, moare lume, știi persoane apropiate care au murit din coronavirus, care au fost infectate? Nu, nu, nu. Nu. Deci, prin zona până noi, pe aici, nu. Sincer, nu știu cât de mult au fost infectate persoanele sau nu, dar vreau să vă spun că eu nu cunosc pe nimeni, am întrebat foarte mulți prieteni și când spun foarte mulți înseamnă că cunosc foarte mulți. O singură persoană am auzit care a spus că da, am avut o prietenă care i s-a spus de la spital că are coronavirus, deci că este pozitivă. Dar după cum am văzut și o știre, deci un articol pe rețelele de socializare pe Facebook, că a fost persoane deci găsite cu coronavirus, deci, adică au fost... În România s-au vindecat foarte mulți. Cred că au avut pălincă bună. Da. Păi mi-aduc aminte când eram în țară că erau doi prieteni, erau ei moșulici și zic, moșule, unde te duci așa dimineața? Mă doare stomacul, mă duc să iau o tărie. Auzi, n-aveau nici pe naiba, n-aveau nici coronavirus, n-aveau nimica. Acum toți corona, toți sunt stresați, toți, în fine. Sperăm să treacă și această criză, așa zisă, de pandemie, de coronavirus. Poate un virus a fost, eu ce pot să spun. Mulțumesc Dumnezeu, vă sunt bine, sunt sănătos și transmit în fiecare zi de aici, de la Roma, pentru voi. Foarte tare muzica, foarte tare. Mulțumesc, Alex. Din păcate, Facebook-ul nu ne permite să punem muzică și internațională sau muzică cu drepturi de autor, pentru că ne scoate imediat de pe Facebook. Ne trebuie o autorizație de funcționar pentru a transmite muzică. Dar ușor, ușor vom lua și această, și această autorizație și în modul ăsta vom face live-uri așa cum trebuie ca la un radio. Cred că vor fi și știri, horoscop. Deci, ușor, ușor, știți cum este.
ne extindem. Seara faină, DJ Pepe ne spune și Vulpița, Vulpița. Lasă pe Vulpița, nu mai facem vedetă pentru că au făcut-o de ajuns ăștia la București. Bun, Alex, ce pot să spun? Îți mulțumesc că ai intrat și da. Ce pot să spun? Multă sănătate și audiție plăcută de fiecare dată când intră pe Radio Info Diaspora. Mulțumesc. Numai bine, o seară faină. Pa, pa. Bună seara, bună seara, spunem și lui Florentin Stamate. Bună seara, Florine, de unde ne asculți? Vrem să știm mai multe despre voi. Aș dori să discutăm. Dacă doriți și voi, bineînțeles, puteți să intrați în conferință cu noi aici. Deci puteți să intrați sus. Este un link aici unde puteți să intrați, puteți să vă înscrieți, bineînțeles, și la canalul nostru de YouTube. Am pus un link aici jos, după cum vedeți, unde bună seara, bună seara, bună, îi spunem și lui Katia, bună Katia. Bun, dragi prieteni, văd că nu sunt întrebări. Eu am să închid această transmisie aici. Vă doresc la toți o seară frumoasă, o seară liniștită, multă sănătate și tot ce vă doriți. Vă pup de la Roma, scumpii mei bombonei, nu uitați să dați un like. În modul ăsta voi da seama că v-a plăcut și vă place ceea ce fac eu. Nu uitați că în fiecare seară, începând cu orele 20:30, suntem aici în streaming live pentru voi. Vom pune muzică de care ne permite Facebook-ul, bineînțeles, pentru că deocamdată nu putem pune muzică cu drepturi de autor. Dacă doriți să susțineți proiectul Radio Info Diaspora, mă puteți contacta și în modul ăsta putem să creștem acest proiect. Eu singur fac tot ce îmi stă în putere. Vă salut, aveți grijă de voi, multă sănătate și vă doresc o după masă cât mai liniștită. Multă sănătate la toți care sunt aici pe Radio Info Diaspora. Aveți grijă de voi și nu uitați să fiți prezenți la ora 20:30.